Uf. Uh, 8 grade aici in cu ploaie, cu tot ce vrei, în sfârșit a venit neața, e neața când filmez. Mm. Bine, în sfârșit nu mai trebuie să-mi justific hanoracul, de ce am hanorac, dar bănuiesc că încă vă interesează asta, nu? O să-l tot vedeți. Îl dau jos pe 24 decembrie. Hunting Of Blind Manor Continuarea Dar nu chiar E mai mult prequel Sau o altă poveste Dar în același univers Ars miniseriei Serialul Hunting of Hill House Care scuză A fost mai bun Entuziasm pentru serialul ăsta Prima oară am auzit că o să facă În continuare ceva Și eram ok Sper să fie la același nivel. După aceea am auzit că regizorul Mike, parcă îl cheamă Flanagan, știu că îl cheamă Flanagan, nu o să regizeze foarte mult. Cred că a regizat doar un singur episod. Cred că i-am văzut numele numai la primul episod. Și în rest, executive producer. Asta înseamnă că și-a dat acordul pentru anumite chestii, că nu avea chef să le facă. Și a apărut trailerul. Și trailerul era... Really? arată cam răuț față de primul sezon și e doar un trailer. Dar am zis că o să-l check it out. Fiind un fan al primului sezon, adică ca să înțelegi, atunci când a apărut primul sezon eram aici, aplaudam, eram Băi, în sfârșit, horror bun! Și vă rog, uitați-vă la ăla, dacă v-ați uitat la ăsta necunoștință de cauză, neștiind că există ăla pentru că au nume diferite și nu spuse în același loc pe Netflix, please Watch it! Urmăriți-l pe ăla ca să vedeți diferențele. Regizorul Mike Fele Flanagan, o să-i spun Flanagan, a plecat să facă Better Things, adică a făcut filmul Dr. Sleep, care mi-a plăcut, nu a fost superb sau ceva, dar n-a fost un film rău și se vede că nu e mâna lui în sezonul ăsta. Nici în storytelling, nici cum îi arată serialul și nici nu este înfricoșător. Deci da, am fost un pic împărțit. L-am văzut mai mult pentru că am fost un fan al primei serii. Regret un pic sincer. Era dacă nu făceam reveu, da dacă eram eu aici în cameră să mă uit la serial, să nu mă întrebați voi, să nu etăcă, îl opream pe la episodul 5. Serialul ăsta are 9 episoade și fiecare, aproximativ fiecare episod are peste 50 de minute. Aia înseamnă 9 ore de horror. Ai spune Fuck yeah! Dar dacă îți spun că e de fapt un The Conjuring mai lung și mai rău. Când vine vorba de poveste, avem The Bly Manor. The Bly Manor înseamnă căsuța mansionul Bly, din Bly. Este o căsuță frumoasă și începe cu o fată care vine din America, își caută un job și găsește un post disponibil ca de pentru doi copii. Destul de simplu și basic, ai mai auzit asta. Ea ajunge în casa aia, face cunoștință cu copii, face cunoștință cu femeia care spală pe jos, face cunoștință cu bucătarul, cu femeia din grădină, etc. Evident încep să apară niște evenimente ciudate. Și cam asta e. Nu-mi place. Când vine vorba de actori, avem aceiași actori care nu avem aceiași actori care au fost și prin primul sezon, deși apar unii, apare femeia din Gerald's Game care îmi place în ultimul timp foarte mult și cred că tipul care e unchiul, care nu știu ce, a fost tatăl din primul sezon. Pare foarte familiar cu el, deci o să spun că poate. Dar în rest, tipa care e american că și de dacă a fost foarte interesantă, mi-a plăcut despre ea, seamănă foarte mult cu o pe care am văzut-o cred într-un film mai vechi, sper să nu fie showgirls, dar cred că e este. Și restul distribuției nu mi-a plăcut mai niciun. Adică mi-a mai plăcut un copil, băiatul, Respectiv, ăla mi s-a părut mai interesant, dar din păcate a jucat atâta de specific anumite chestii încă mi-am dat seama din primul sau al doilea episod care e treaba cu el. Fetița m-a rupt. Este o fetiță mică, m-a rupt. Atâta s-au chinuit să o facă drăguță și uh, cu catchphrase It's perfectly splendid ca oamenii să zică, măi, fetița asta mică, ce tot ducea în cameră, știi, și e perfectly splendid. Atâta s-au chinuit încât m-am enervat, adică am înțeles ce se întâmplă, dar eu mă mir cum de frate să nu i-a luat o jucărie să de în cap la un moment dat și era destul de aproape. Da, pe partea de actor e destul de slăbuț, nu am fost impresionat. Mai apare mai târziu unul mai mare, un nene, care nu-i nene, e un tânăr are și el la câteva momente bune și după aia deep down, mai ales pe final, când afli povestea lui, fantoma din casă. Eeeh. La sfârșitul zilei pentru mine, Hunting of Bly Manor cu siguranță nu este în aceeași categorie ca Hunting of Hill House. Când era mai, da, repet, când vorbeam de Hunting of Hill House, am zis că ăsta este un mediu perfect pentru horror. Este o miniserie, poți dezvolta mai multe caractere, poți arăta mai multe fantome sau chestii sau blesteme și poți arăta mai bine cum se descurcă familia cu treaba asta. Well, fuck me. It's not. <laughs> Pentru că după aceea ce ne-a învățat American Horror Story poate să facă un sezon foarte bun sau două și după aceea poate să facă restul care este efectiv praf și se vede că nu știu nici ei cum să spună povestea. Din păcate, Hunting of Play Manor intră în categoria unui sezon prost din American Horror Story. Un sezon de 9 ore, țin să repet, da? Aproape 9 ore, dar inteles ce vreau să spun. 9 episoade, 50 ceva de minute. Și unele episoade, de ce am vrut să renunț, este un nou episod cu o femeie cheală de culoare care zi, trece prin anumite amintiri și ești ok, what the fuck are we doing? Lângă toate astea mai este sunt multe faze care se repetă, horror style gen este o fază care se repetă constant cu o oglindă cu dedaca asta americană, americană, ca să îți dea de înțeles ceva și mi-am dat seama din prima dată de când se întâmplă că ceva urmărește din trecut pentru că nu știm multe despre ea, deși ea spune că a trebuit să plec de acolo ca să-mi schimb viața. Evident s-a întâmplat ceva, nu? Și o urmărește trăcut în oglinda și era fucking hell ok, odată faza cu oglinda, super, dar îi fac o temă din chestia cu oglinda și ești mena s rămas fără idei? Și sunt multe faze care ar trebui să fie horror. De exemplu, este o fată care stă lângă lac sau ceva de culoare și vine camera așa prin spatele ei și după aia ea se întoarce către cameră și nu e deformată sau ceva. E efectiv o femeie de culoare, atâta, dar e muzică pompată, gen... Și tu ești te așteptai să fie asta. Eu un om, credeai că mă speriu că văd alt actor sau ce în serialul ăsta? Și se întâmplă chestia asta de câteva ori și eram ok. Când ar trebui să te sperii sau sunt anumite faze care sunt freaky sau interesante, atâta le repetă până ești ok, am înțeles. De exemplu, o fază drăguță cu un copil care nu are față. Am mai văzut Slenderman, dar hai fie, da? Și ești ok, hai că parcă eu pick up, hai că parcă te mai ridici, dar nu, atâta face faza aia până omoară tot. Da, mă, eu persoană care nu are față, am înțeles. Serialul se duce rău de tot în ultimele două, trei episoade când începe să dezvăluie chestii și ești... A, ah, asta e. Mă gândeam că e ceva de genul. Și după aia intră în tematica asta de legătura între oameni și că ei nu pot fi despărțiți indiferent de circunstanțe și ești... Jur, la un moment dat parcă stă una pe canapea sau pe jos cu niște cutii să se mute, sau nu mai țin minte și este o melodie pop gen You will ever be happy You should understand life is so precious with your love one Bă, mă uit la Gilmore Girls, Just checking Just checking No, ăsta cu siguranță în primul rând e prea lung și când spun că este un cancering de 9 ore, chiar asta este. Începe cu niște persoane care le este prezentată o situație, mai exact castelul ăsta, da? După aceea, pe la mijloc, e ok, ce este de fapt situația asta și cum o combatem? Și la final este să înțelegi de ce există situația asta și cum am combătut situația. Deci cam fiecare film horror, când zic Angerin că l-am vine acum, aia doi se duc undeva, văd că e blestemat și după aceea încearcă să se bată cu demonul și la final, dar tu știai că de fapt demonul a fost un copil molestat. Fain serial. Înțelegi? Și pe lângă toate astea, tropurile astea horror, încearcă să-ți spună și cât e de deștept. Și nu e. Dacă vrei să faci horror, fă horror. Dacă vrei să faci o, da o dramă de familie, fă o dramă de familie. Pentru mine, Hunting of Blind Mana primește jumătate de scut. Are unele momente bune, mai ales primul episod. Am crezut, primele două episoade, am crezut că ok. M-am înșelat o să fie foarte bun, poate chiar la același nivel cu primul. Dar în rest, nu știu de ce te uita la asta. Doar pentru că îți place horror și e ceva nou și e foarte mult. Vizionare plăcut. Ai văzut? Hunting of Bly Mana. Este unul din serialele tale preferate pe anul ăsta. Lasă-mi în secția de comentarii și spunem dacă ți place mai mult decât primul sau n-ai văzut primul și intenționez să-l vezi acum. Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.